Salut! Astăzi am o nouă prezentare pentru voi, un releu de protecție monofazată de la Sinotimer, model nou, smart și cu multe funcții incorporate. Releul vine în pachet cu un manual de utilizare și cu senzorul de temperatură. Acest releu smart este foarte inteligent și are incorporate toate funcțiile de care ai nevoie pentru casa ta. Rămâi până la finalul acestui video, deoarece îți voi prezenta cum se conectează electric, cum se asociază în aplicația mobilă, cum intri în setări și cum le poți ajusta. Pe una din paginile manualului de utilizare găsim o schemă de conexiuni electrice. Releul se alimentează pe deasupra, iar ieșirea către circuit este pe sub. Ne arată aici în partea de jos și unde se conectează senzorul de temperatură. Pe următoarea pagină avem informații despre specificațiile tehnice ale acestui releu. Modelul pe care îl prezint astăzi este DDS6619-302WF. Din gama lui mai există și alte două modele, dar cu mai puține funcții. Toate specificațiile tehnice le găsești scrise aici în manual despre fiecare model. Acest model pe care îl prezint este un releu smart și se poate controla și monitoriza de la distanță prin asocierea lui în aplicația mobilă Tuya Smart. Poți cumpăra acest releu de protecție smart de pe efire.ro sau intrând pe link-ul din descrierea acestui video și vei ajunge în magazinul online direct la acest produs. Toate releele de protecție de la Sinotimer au o folie de protecție pe display și se poate dezlipi. La aspect arată impecabil acest releu, se observă, el nu are nicio zgârietură. Se poate fixa direct pe șina Omega în tabloul electric. Acesta este senzorul de temperatură. El se conectează la releul smart pentru a citi temperatura cu mare precizie. Mufa senzorului se conectează aici în partea de jos a releului smart. Atenție, deoarece îți permite să o bagi doar într-o anumită poziție. În partea dreaptă a display-ului are câteva butoane pentru a intra în setări și a le putea ajusta, cât și butonul de pornire-oprire. Alimentarea releului smart se face pe partea de sus, iar ieșirea din el către circuite, pe partea de jos, se observă că are și inscripționări cu litere. Deconectez senzorul de temperatură din releu, deoarece vreau să văd ce temperatură îmi indică fără senzor. În continuare îl voi alimenta cu 230-240V curent alternativ, îl configurez în aplicația mobilă, apoi îl montez într-un tablou electric și îți voi prezenta toate funcțiile pe care le are, cât și cum se pot ajusta valorile funcțiilor. Așa arată interfața acestui model de releu smart. Se observă că temperatura nu este indicată corect în acest moment, deoarece senzorul de temperatură este deconectat. În acest moment, cu senzorul de temperatură conectat, se observă că am un 30 de grade afișate pe releu, atât îmi afișează și termostatul meu din acest spațiu. Cu releul conectat, trec la partea de asociere în aplicația mobilă. Aplicația mobilă cu care se asociază acest releu smart este Tuya Smart, o instalez și eu. Această aplicație o poți descărca și instala pe telefon din Magazin Play dacă ai un telefon cu Android
sau din Apple Store dacă ai un iPhone. O deschid, apăs pe Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale aplicației. Dacă nu ai un cont de utilizator în această aplicație, îți poți crea unul nou sau, dacă ai, îl utilizezi pe cel existent. Pentru a putea asocia releul în aplicație, trebuie ca simbolul Wi-Fi să clipească. Dacă nu clipește, apăs 5 secunde pe plus, pe butonul plus. Eu am deja cont în această aplicație și mă autentific cu acesta. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, apăsăm pe Adaug un dispozitiv. Trebuie să permit accesul la locație pentru ca aplicația să funcționeze corect. Derulez în această listă și merg la Energy, apoi aleg un switch modul Wi-Fi. Mă conectez la rețeaua mea de Wi-Fi, aici mi-a detectat-o automat, trebuie să introduc doar parola. Dacă butonul Wi-Fi de pe releu clipește, apăs aici confirmare că acesta clipește. Apoi apăs că acesta clipește rapid și aștept câteva secunde până când releul smart se va asocia în aplicația mobilă. Dacă simbolul Wi-Fi de pe releu nu clipea rapid, trebuia să apăs pe butonul plus 5 secunde, așa cum am prezentat mai devreme. În acest moment, releul smart este adăugat cu succes în aplicația mobilă, apăs finalizat. Aceasta este interfața aplicației sincronizată cu releul smart. Revin în câteva minute aici în aplicație după ce îți prezint și partea cu setările. Am montat releul smart în tabloul electric. Foarte important este să ai un circuit dedicat pentru router care să fie legat pe o siguranță de protecție înainte de releu, deoarece dacă oprești releul din aplicație, nu-l mai poți reporni decât din acea locație. În setările releului se intră ținând apăsat 3-4 secunde pe butonul M, iar pentru a trece la următoarea setare se apasă tot butonul M. Prima funcție este protecția la supratensiune și se poate ajusta din butonul plus și minus. A doua este protecția la subtensiune, la fel se poate ajusta și aceasta. Următoarea este protecția la supracurent, o poți ajusta între 0 și 63 de amperi. Aici este funcția pentru a programa releul să se oprească după un anumit timp. Pentru test o las la 30 de minute, dar după o pun 0. Aceasta este funcția pentru a limita un consum de kWh, eu o las la 0 pentru că nu vreau să o limitez. Următoarea funcție este protecția împotriva unui consum în exces de putere, eu o las deocamdată la 3 kW, dar se poate ajusta între 0 și 17 kW. Penultima funcție este protecția împotriva supratemperaturii și se poate ajusta între 20 și 150 de grade Celsius. Ultima funcție este pentru trecerea display-ului la releu în hibernare după un anumit timp. Am pus un minut și vom testa să vedem dacă după un minut display-ul intră în hibernare. În acest moment releul îmi afișează că am o tensiune de 239 V, 3,6-3,7 A. Mai sunt 23 de minute până când se va opri singur, deoarece i-am pus un timer. Am consumat 0,2 kWh până acum. Îmi afișează un consum de 850 W acum. Factorul de putere este de 0,97, frecvența de 50 de Hz și temperatura de 32 de grade Celsius. Dacă vrei și tu un releu smart ca acesta, îl găsești așa cum ți-am spus și mai devreme pe site-ul efire.ro sau intrând pe linkul din descrierea acestui video. Mai aștept câteva secunde, deoarece vreau să văd împreună cu voi dacă display-ul releului intră în hibernare după timpul setat de mine de un minut. Se observă că display-ul releului a intrat în hibernare după un minut. Apăs pe buton și afișajul apare din nou. Am intrat
în setări din nou și pun acest timp la 0, deoarece mai am de prezentat ultima parte. Dacă vrei ca releul să revină la setările din fabrică, trebuie să apeși în același timp pe butoanele plus și minus timp de 5 secunde. Am lăsat releul conectat câteva zile și hai să vedem ce a înregistrat. Se observă că este conectat de 3 zile, 2 ore și 42 de minute. Consumul de energie s-a modificat, am consumat undeva la 18,1 kWh. Dacă intru la grafice, îmi afișează ce consum am avut pe fiecare oră, în fiecare zi, cât și cel total pe zi. Poți alege să vezi consumul în funcție de lună, de an, dacă este conectat de mai mult timp. De la setări poți să ajustezi valorile la toate aceste funcții, chiar și de pe smartphone de la distanță. Le modifici și apeși pe confirmare. Poți să oprești sau să repornești totul din aplicație, dar atenție ca routerul să fie conectat înainte de releu. Îți mulțumesc pentru atenție și dacă ți-a plăcut prezentarea mea, dă-i un like. Trimite această prezentare și la prietenii tăi care au nevoie de un asemenea releu smart. Iar dacă vrei să susții acest canal, devii un membru prin apăsarea butonului Alătură-te sau intrând pe linkul din descrierea acestui video. În continuare te invit să vezi și alte video tutoriale și prezentări de pe acest canal, accesând una din iconițele de pe ecran.